Vom citi Psalmul 121, unde am ajuns în această zi, a doua treaptă, Psalmul 121, din psalmii ascensiunii sau psalmii treptelor. Cuvântul Domnului spune așa: îmi ridic ochii spre munți, de unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul. Cel ce te păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. Domnul este păzitorul tău. Domnul este umbra ta, pe mâna ta cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac. Amin. Vă rog să reocupați locurile. După pocăință, omul începe să înțeleagă cine este Domnul. Da? Înainte de a ne pocăi, de a face primul pas, prima treaptă, noi am aflat despre Dumnezeu, știm ceva informații despre Dumnezeu, poate am văzut ceva documentare, ne-au spus niște oameni despre Dumnezeu, însă, după primul pas, abia începem să înțelegem cine este Domnul. Și săptămâna trecută la grupuri am discutat despre acest prim pas al pocăinței, și anume că este momentul când alegem să nu mai credem minciunile diavolului. Minciunile care au fost parte din cotidian, parte din viața de zi cu zi, minciunile care au devenit atât de inodore, atât de aproape de noi, că nici măcar nu le mai vedeam, nici măcar nu le mai miroseam. Așa că pocăința este de fapt primul pas pe care îl facem și este de fapt o alegere. Alegem să ne fixăm viața pe singurul punct fix, care este Iisus Hristos Domnul. Amin? A doua treaptă despre care vorbim astăzi este înțelegerea faptului că Dumnezeu este păzitorul tău, cel care îți poartă de grijă. Cine a văzut pozele acelea, cum te aștepți să fie un oraș sau un punct turistic și cum este de fapt? Este cineva care a văzut pozele alea? Foarte interesant, poate ai pățit și tu. Poate îi păți și tu să te gândești la un loc special și când ai ajuns acolo ți-ai dat seama că nu e chiar așa de special. Hai să vedem dacă nu avem cumva ceva poze, fiți atenți. Ăsta e zidul Chinei, da? Se așteaptă să facă poze ei doi. Wow, e plin de oameni. Următoarea, hai să vedem. Cine a fost la Coloseum? Da? Te aștept să vezi luminile frumos, să-l vizitezi când încolo stai la coadă, da? Descad papucii din picioare. Următorul. Turnul Eiffel, uitați-vă la domnișoara aia cum citește o carte, ce frumos. De fapt, uitați cum e acolo, mai ales dacă mergi vara, nu îți mai trebuie. Fontana di Trevi, ce extraordinar. Uitați ce care e realitate, de fapt, nu știu dacă vedeți acolo jos. Realitatea este că nu poți să te apropii. Uitați-o și pe doamna asta. De fapt, toți fac poze. Asta este realitatea. Santorini, ce frumos arată în poze. Uitați, de fapt, că n-ai loc nici să te miști, da? Expectations versus reality. Veneția, uitați ce e acolo. Pe toate, peste tot sunt oameni care îți strică complet așteptările. Deci este o diferență majoră între așteptări și realitate. Nu e așa? Și eu când am fost la Roma, pentru că am citit foarte mult despre Michelangelo Buonarroti și a fost unul din eroii adolescenței mele, v-am mai spus eu că nu erau Xbox-uri, trebuia să citești, n-aveai ce face, că altfel mureai de plictiseală, zarzării cândă-s, prin toamnă, prin primăvară așa. Am ajuns acolo și abia am așteptat să văd Capela Sixtină și am văzut, am luat un tur de ăsta, m-a dus prin Vatican, foarte frumos. Unde credeți că am stat cel mai puțin? Și abia așteptam să ies în Capela Sixtină. Pentru că erau oameni, cum erau pictați aia sus, așa erau oamenii jos. Să trăgeau, să împingeau, era un aer închis. Nu știam cum să plec mai repede, am zis, mai bine mă uit la un documentar. Majoritatea dintre noi și-au imaginat cum trebuie să arate o vacanță și când au ajuns în vacanță cu banii cheltuiți, au zis,
mă, dar nu-i chiar, nu este chiar așa. Țin minte, am fost cu copiii la Disney, în California, copiii erau mici, toți, a fost ceva extraordinar. Deci știți că majoritatea care merg la Disney cu copiii merg pentru ei, părinții merg pentru copii, oricum nu știu nimic. Și mi-aduc aminte, a fost foarte frumos, până am stat la coadă la un ride ăsta, cum se cheamă, cu desenul ăsta animat Cars. Te punea într-o mașină de aia așa, am stat în jur de o oră și jumate la coadă. Da, soarele în California, vara, cam în jur de 37-38 de grade, umiditate. După jumătate de oră toți copiii urlau. Mofturoși, voiau la baie, voiau să mănânce, voiau să bea apă, nu-i mai interesa unde este și eu mă uitam după butonul de la reset. Se dau reset să o iau de la capăt. A fost o experiență horror, cel puțin partea cu statul la rând. Realitatea este că de multe ori ne imaginăm cum ar trebui să fie viața noastră și realitatea este că viața noastră nu-i deloc așa. Este o diferență majoră. Da? Și John Maxwell spunea că dezamăgirea este spațiul dintre așteptare și realitate. Asta ne rănește cel mai mult. Dezamăgirile vieții noastre sunt exact spațiul dintre așteptare și realitate. Vedeți, mulți dintre noi, și mă bucur că majoritatea de aici, am făcut primul pas, pasul pocăinței, și începem să avem niște așteptări. Care sunt așteptările după primul pas, după ce ajungi în sfârșit să înțelegi că Iisus a purtat păcatul tău și tu te încrezi în El? Care sunt așteptările? Toate problemele mele sunt rezolvate? Am răspunsuri la toate întrebările? Necazurile s-au terminat, nimic nu mai poate să-mi tulbure liniștea și pacea sufletului, nu-i așa? Nimeni și nimic nu poate să afecteze relația mea plăcută pe care o am cu Dumnezeu. Noi suntem creștinii, acele persoane privilegiate care nu au accidente, care nu se ceartă cu soțiile, care nu sunt înțeles greșiți și pe noi copiii ne ascultă tot timpul. Asta e așteptarea. Realitatea este cu totul alta. Eșec la examen. Boală. Spui ceva și se înțelege complet altceva. Lucrurile nu sunt tot timpul așa cum ți le planifici. Probleme cu sănătatea, neînțelegeri în familie. Și dacă se întâmplă unul din lucrurile acestea care zugrăvesc de altfel realitatea vieții noastre cotidiene, parcă vine peste noi așa o îndoială zdrobitoare, nu-i așa? Un accident care te duce la spital, o ceartă care te pune la colț, o trădare care te descumpănește complet. Toate aceste par să spună, atenție mare, par să spună că e ceva în neregulă între tine și Dumnezeu. Toate lucrurile astea par să spună că cumva, relația ta cu Dumnezeu la care tocmai ai făcut primul pas, nu mai contează asta, ceva se întâmplă acolo. Și încep să spui întrebarea dacă nu cumva Dumnezeu și-a pierdut răbdarea cu tine și s-a dus la altul care e mai statornic și mai credincios și citește mai mult și este mai studios. Câteodată așteptarea noastră este foarte deranjată de realitate și începem să ne gândim la Dumnezeu ca și cum El ar fi nerăbdător, capricios, sătul de credința noastră șovăielnică și de multe ori pleacă la cineva care merită cu adevărat atenția Lui. Așa este? Realitatea, și aici vine Psalmul 121 să ne spună, este că tot ceea ce ne gândim noi, boala asta de scenarită vis-a-vis de relația noastră cu Dumnezeu este greșită. Da? Și să vă spun ceva. Știu că de multe ori când ți se spune că greșești, chestia asta poate să fie jenantă. Poate să te deranjeze când spune cineva, băi, ai greșit. Dar alte ori, când cineva îți spune că ai greșit, poate să fie o mare ușurare, să spună, mă, ce ai făcut până acum n-a fost bine. N-ai procedat corect. Îmi aduc aminte și interesant că am citit și la
Peterson lucrul ăsta, încercam să ascut lama de la mașina de tuns iarba. Și că după un an de zile să cam tocește aia și am pus o cheie și am încercat să o desfac. Bă, nu mergea. Mi-am pus mănuși. Bă, nu mergea. Am luat o țeavă așa ca să fac mai, să fie mai... Băi, nu mergea. Am început să bag un ciocan. Băi, nu mergea. Și la un moment dat unul din cumnații mei trece și spune, auzi, și eu am încercat. Și ultima oară am înțeles când am încercat că de fapt se desface în sens invers. Băi, serios? Da, tu greșești. Băi, serios? Da. Am întors în invers, pac, s-a desfăcut imediat. Aia a fost un moment când am înțeles că eu încercam să întorc șurubul invers. Mi s-a spus, vezi că ai greșit și m-a bucurat, m-a ușurat treaba aia. Mi-am dat seama că eu făceam complet greșit lucrul acesta. Ei bine, Psalmul 121 este o voce blândă care îți spune că greșești. Că așteptarea ta nu se potrivește cu realitatea, fiindcă tu nu înțelegi cine este protectorul tău. Cine este Dumnezeul care nu este capricios, care nu își pierde răbdarea foarte repede și care nu te lasă când tu îl lași. Foarte important să înțelegem lucrul acesta. Așa cum eu m-am bucurat să aflu că am greșit, m-aș bucura foarte mult ca mulți dintre noi astăzi să înțeleagă cine este Dumnezeu în viața lor. Sunt mulți care au făcut primul pas și s-au dus, au pășit pe apă, pasul pocăinței și deodată au început să se scufunde în apă pentru că au ajuns să fie împovărați de necazurile pe care le-au întâlnit. Eu vreau să vă spun că majoritatea dintre noi au avut o imagine idilică despre călătoria noastră cu Dumnezeu. Mulți au făcut primul pas și au zis, gata, am intrat în Eden. Gata, de acum mă așteaptă Ierusalimul cel nou, da? Și când te uiți în jur, parcă suntem bulversați de realitate, de ceea ce se întâmplă cu adevărat. Și exact ca psalmistul, îmi ridic privirea către munți, de unde îmi vine ajutorul? Asta sună a strigă de disperare. Omul era sincer, avea nevoie de ajutor. El crezuse că viața lui va fi așa smooth sailing, adică va fi ceva foarte ușor, elegant, Dumnezeu te va purta, nu îți vei răni piciorul, țineți minte de ispita diavolului pentru Mântuitor. Și Psalmul 121 parcă vine și o șoaptă care ne spune în ureche, vezi că așteptările tale sunt complet greșite. Pentru că mulți dintre noi cred că viața noastră este doar o ascensiune spre Dumnezeu și ar fi bine să fie așa. Din păcate, viața multora dintre noi este o linie care se duce în sus, se duce în jos, zici că e ritmul ăla inimii. Asta e realitatea. Asta e realitatea vieții noastre. Și Psalmul 121 îmi place așa de mult că este în primul rând o atenționare sau un aviz al călătorilor. Pentru că spuneam că drumul ăsta a creștinului și am început data trecută să facem primul pas, este de fapt o călătorie, un pelerinaj. Noi nu suntem turiști, suntem niște pelerini și parcă psalmistul face o trecere în revistă a călătoriei și a pericolor care ne așteaptă. Ia auzi ce spune el, ajutorul vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul, el nu va îngădui să ți se clatine piciorul sau, într-o traducere mai corectă, să îți luxezi glezna. Păzitorul tău nu va ațipi, iată că nu ațipește, nici nu doarme păzitorul lui Israel. Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra pe mâna ta cea dreaptă, soarele nu te va arde în timpul zilei, iar luna nu te va afecta în timpul nopții. Sunt menționate trei modalități prin care poți să suferi în această călătorie. O persoană care călătorește pe jos poate din neatenție să-și luxeze glezna de o piatră. Despre asta e vorba aici, ca să nu ți alunece piciorul. Și nu știu dacă ai fost pe munte vreodată și ți-ai luxat glezna, da? Dar în clipa când ți-ai luxat o gleznă, s-a terminat călătoria ta. Ai nevoie de susținere, ai nevoie de ajutor. Asta este o chestie foarte, foarte importantă. O pietricică mică în bocang te face să te oprești și să rezolvi problema. Apoi, o altă problemă majoră este cei care călătoresc în timpul zilei pot fi
afectați de căldura soarelui, ceea ce se numește insolație. Și un al treilea lucru care scapă cititorului modern este în urma unei călătorii lungi, extenuante, este posibil să, din punct de vedere emoțional, să fii afectat, să fii descurajat că nu mai ajungi. Țineți minte, pe timpurile 2500 de ani în urmă nu erau hărăți de astea, GPS-uri, să știi cât mai ai. Pur și simplu mergeai și te luai, te ghidai după stele. Și exista o boală a călătorului care se numește Moonstruck, sau noi spunem lunatici. Da? Și ei spuneau că au făcut insolație la lună, adică luna i-a bătut în cap și și-au pierdut mințele. Despre asta vorbește psalmistul aici când spune te va păzi de lumina lunii. Și noi, pentru starea noastră, pentru viața noastră cotidiană a creștinilor, putem să îmbunătățim lista, să o actualizăm. Da? Un nebun cu o bombă poate nenoroci planurile la 300 și ceva de oameni dintr-un avion a turiștilor, unde merg oamenii în vacanță, de exemplu. Boala poate invada trupurile noastre cu dureri paralizante, cu moarte. Dacă aș avea un dolar pentru fiecare mormântare la care am fost și am auzit că decedatul n-a fost bolnav nicio zi în viața lui. Dacă aș avea un dolar, aș avea o grămadă de bani să donez la Rema. Mulți mor și n-au fost bolnavi niciodată. Deci, bă, n-a fost în viața lui, deodată s-a întâmplat așa, pentru că oamenii nu se așteaptă la așa ceva. Vezi, un accident, un automobil, o scară de pe care caz, un teren de fotbal, se poate întâmpla și acolo, s-a rupt piciorul, s-a terminat. Cu toate planurile tale, dacă ceva ligamente mai complicate, s-a terminat cu cariera ta de fotbalist și așa mai departe. Și cu toate măsurile de siguranță pe care le luăm, în automobil ne punem centura de siguranță. Sper că voi nu sunteți români de aia care își pun aia, da? Sper că voi sunteți, da, pocăiți adevărați, nu vă puneți numai aia, da? Vă puneți centura de siguranță, da? Cu toate, nu știu, asigurările pe care le facem, medicale, asigurările de viață, totuși nimeni nu poate să-ți garanteze siguranța decât Dumnezeu. Nu este nimeni care poate veni la tine să-ți garanteze că îți va merge afacerea, că planurile tale îți vor reuși. Sau care este concluzia noastră? Că ăștia care au făcut primul pas, creștinii, nu succes niciodată gleznele, n-au niciodată probleme emoționale, așa cum poate sună din ceea ce am citit în acest psalm. Păi viața de zi cu zi, experiența vieții, chiar Biblia ne învață că exact contrariul. Unii din cei mai buni creștini pe care îi cunosc eu, oameni care au o relație extraordinară cu Dumnezeu, oameni pe care eu îi admir și au luxat gleznele, au fost în spital aproape de moarte, au dat faliment, au avut probleme cu copiii, sunt oameni care au trăit în această viață și au avut o mulțime de probleme. Și totuși, cum au rezistat? Ei bine, asta ne duce la următorul punct care ne spune de unde a venit ajutorul lor. Și psalmistul spune, ajutorul vine de la munți. El se întreabă, de unde va veni ajutorul meu? De unde va veni ajutorul tău? Îmi voi ridica ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Noi toți avem tendința, când suntem loviți de ceva, când experimentăm o vale, avem tendința să ne uităm undeva sus, ca să fim și noi ridicați. Acum, când te uiți la un munte, ceea ce vezi sunt piscurile acelea falnice. De fiecare dată când ajungi acolo sus, ești foarte entuziasmat de creația lui Dumnezeu, de ceea ce vezi. Și când ești foarte jos în vale, îți dorești mult să ajungi și tu acolo sus, să te bucuri de peisajul acela magnific, să fii și tu inspirat, să fii și tu ajutat. Dar un evreu vede altceva. Când un evreu se uita la munți, el înțelegea altceva. Pe vremea aceea, păgânismul intrase cu putere în poporul Israel. Și în Palestina se promova această închinare păgână. Zeii păgânilor, Baal, Astartea, aveau altare
sus pe munți, în dreptul copacilor, sus pe înălțime. Când un evreu se uita la munți, la piscurile înalte, știa că acolo sunt templele zeilor păgâni. Acolo sus pe munți erau înființate altare și se aduceau jertfe acestor zei. Era practicată prostituția sacră și oamenii erau ademeniți să meargă acolo să-și rezolve problemele. Ai probleme cu fizică, o problemă fizică, ai făcut o luxație, piatra din drum, du-te la altarul lui Baal, du-te și adu-o jertfă, du-te și închină-te lui Baal. Ai probleme cu insolația, ai probleme de sănătate fizică, du-te la Astarteia și adu o jertfă sus, acolo pe munte. Ai probleme emoționale, da? Moonstruck, lunatic, du-te acolo și depune o jertfă undeva sus, pe dealuri. Era atracția păgânismului de a găsi o vrajă, de a găsi o protecție, ceva pe care poți să o plătești cu bani. Ți-e frică de ceva? Du-te sus la munte și acolo preoții te vor ajuta să îți rezolvi problema. Legendele lui Baal vorbesc despre orgiile lui și despre faptul că preoții care se închinau lui Baal trebuiau să-l strige ca să-l trezească din somn, pentru că el a petrecut toată noaptea și era destul de beat dimineața și trebuia să strige mult la el ca să-l trezească din somn. Țineți minte, Ilie spunea, hei, strigați mai tare că n-aude, nu? Toată noaptea a băut și s-a distrat, a avut petrecere, strigați-l ca Baal să audă, poate nu vă aude. Asta e genul de munte la care se uita un evreu pe vremea aceea, sau ceea ce înțelegea un evreu de acum 2500 de ani când se uita la munte. Este ceea ce văd astăzi mulți oameni. Și noi, când ne uităm și vedem că problemele vin în viața noastră, înțelegem că oamenii din jurul nostru se uită la munte și chiar dacă nu se mai numește Baal sau Astarteia, sunt aceiași demoni cu altă denumire, nu? Ai o problemă? Rezolvă-ți cu psihologie, cu yoga, cu spiritism, cu ghicit, cu gambling, nu e așa? Nu mai sunt idoli vechi, dar sunt de ăștia noi. De asta peste tot suntem asaltați cu reclame la gambling. Adolescenții noștri sunt hăituiți de reclame la betting online. Du-te și pariază, pariuri sportive, e la un click. Încearcă și tu, îți dau ei bani ca să încerci, ca să te prindă. Asta este tot un idol. Tot un idol de pe munte care îți spune, eu pot să-ți rezolv problema financiară. Ca și cum dacă ai bani, ai rezolvat toate celelalte probleme. Și reclamele acestea, uitați-vă bine cum sunt făcute. În ele apar oameni care par de succes, tineri care n-au muncit o oră în viața lor, nu știu ce e aia, greutatea vieții, dar sunt bogați. Și din super mașinile astea îți spun ție că dacă mergi și dai click online și bet și te duci la păcăne. De fapt, ăștia la păcănele nu prea câștigă mulți bani. Asta e un fel de bani de sămânță. Dar ăștia la care merg la cazinouri și dau toate averile, se uită la munte ca să vină salvarea lor. Uitați-vă la reclamele la alcool. Este aceeași promisiune. Dacă bei, te vei simți bine. Viața ta grea, viața ta gri, Monday to Friday, de luni până vineri, urțenia asta de viață îți va fi salvată în weekend când mergi și pui mâna pe o halbă și bei cu prietenii. Și în toate reclamele îți arată numai vârful, socializarea, râsul, bucuria, tinerii, dar nu îți arată realitatea. Este exact cum erau în anii 80 reclamele la țigări. Unii mai albi la cap sau fără păr aici știu despre The Marlboro Man, bărbatul care făcea reclamă la țigările Marlboro. Era un cowboy fain pe un cal, arăta bine, un bărbat fain și arăta cum stătea el la foc și cât de bine se simțea și oamenii erau atrași de acea imagine. Însă reclama n-arăta de cancerul care l-a omorât, cancerul care era în plămânii lui. Reclama la alcool n-arată ceea ce se întâmplă
când consumi, când consumi alcool, nu arată ficatul cum îți arată, cum care este realitatea ficatului tău, banii cheltuiți și partea cea mai grea, relațiile abuzive, relațiile stricate, abuzul. Fetele sunt mințite astăzi pe toate drumurile că vor câștiga sume uluitoare doar făcându-și un cont online și punând niște poze cu ele. Nu e mare lucru, spun niște poze. Și sunt mulți bărbați în lumea asta care abia așteaptă să-ți dea bani și să facă abonament la pozele tale. Și tu îți vei rezolva toate problemele din viață doar postând anumite poze și făcându-ți un cont undeva pe un website. Iar minciuna banilor mulți fără muncă, care nu este biblică, este satanică, este demonică. Idolii moderni, atenție mare, sunt aceiași ca cei antici. Ei vând o iluzie. Ei sunt niște dealuri spre care se uită oamenii dorindu-și să ajungă acolo. Și spun, dacă ajung acolo, mi-am rezolvat toate problemele. Munții moderne, atenție mare, sunt băncile, Occidentul, doctorii specialiști, criptomonedele și orice lucru care ar putea să țină locul lui Dumnezeu. Sunt dealurile, înălțimile, minciunile care ne atrag și ne spun în clipa grea de unde va veni ajutorul, unde mă uit la ajutor. Ceea ce spune psalmistul este că puterea mea nu vine de la munți, puterea și salvarea mea nu vine din minciunile voastre, din vârfurile pe care mi le arătați, ci ajutorul îmi vine de la Domnul. Care e Domnul ăsta? Cel care a făcut munții. Cel care a făcut mările. O privire la munții ăștia pe care tocmai am descris, așa, pe repede înainte, arată dezamăgirea. Că toată frumusețea și fala lor este deșartă și cu toate promisiunile lor de siguranță, de ajutor, cu toate ademenirile preoților sau preoteselor lor pe care îi vedem pe reclame, pe internet, peste tot, sunt doar iluzii mincinoase. Și Psalmul 121 spune un nu clar, spune respinge clar acest ajutor de la munți. Ajutorul nostru nu vine de la munți, nu vine de la dealul, nu vine de la promisiunile demonice că ne vom simți mai bine dacă ajungem, dacă experimentăm, dacă posedăm anumit lucru. Pentru că ajutorul nostru vine de la Creator, nu de la creație. Muntele, oricât de înalt și de falnic este, este doar creație. Oamenii, oricât de inteligenți, oricât de mari, oricât de masivi ar fi ca profil intelectual, academic, cum vreți voi, sunt doar creație. Sunt doar oameni care și ei sunt supuși greșelii. Creatorul, spune psalmistul, este întotdeauna treaz. Baal doarme. Este ațipit. Oricât îl strigi, nu-ți va răspunde. Baal este doar o iluzie a rezolvării problemei fără Dumnezeu. Creatorul este Domn și peste timp, și peste creație. Și spune, El te păzește când pleci și când te întorci. Adică El este Domn peste timp și peste lucrurile cele mai importante ale vieții tale, începuturile și sfârșiturile. Știi că e important cum începi un lucru? Și Biblia spune că mai important ca orice este sfârșitul lui. E bine, psalmistul spune, Domnul este Cel care te păzește la început și la sfârșit. Evreul avea clar asta în minte, Domnul să fie cu tine la plecare, Domnul să fie cu tine la venire. Domnul este Cel care îți păzește și îți binecuvintează viața. Nu creația, ci Creatorul. Săptămâna aceasta am dat un interviu la Vocea Evangheliei și erau foarte mirați cei din Timișoara de sutele de mii de pelerini de la noi. Și am discutat puțin, foarte sincer, despre speranța oamenilor. Vezi că oamenii ăștia vin aici și oamenii ăștia au o speranță, oamenii ăștia au o credință, oamenii ăștia vor să le umple cineva vidul din inimă, au nevoie de Dumnezeu.
Dar problema și păcăleala este că oamenii ăștia spun ochii pe o făptură, pe o creație, pe ceva efemer, pe ceva care trece. Dar Dumnezeul Creator vrea ca noi să ne închinăm numai Lui. Amin? Promisiunea psalmistului nu este că nu vom suferi niciodată, că nu vom avea niciodată probleme, că nu vom avea niciun accident, nicio boală, ci promisiunea lui este că nicio suferință nu poate să ne despartă de Dumnezeu. Niciun lucru rău pe care îl experimentezi nu te poate îndepărta de dragostea lui Dumnezeu. A șasea cerere din rugăciunea Domnului spune: nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de ce? De cel rău. Și în viața noastră este ascultată de mai multe ori pe zi, nu pe săptămână sau pe lună, pentru că Domnul este cel care poartă de grijă. Și Pavel spunea în Corinteni, în capitolul 10, așa: nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească. Nu spune că e prea tare pentru tine. Pentru că dacă ai făcut primul pas și ești pe acest drum ascendent, pe această urcare spre Dumnezeu, Dumnezeu nu va permite niciodată ca ispita să fie mai tare cu puterea ta de a rezista. Da? Fiindcă Dumnezeu care este credincios, cum este Dumnezeu? Loial. Asta înseamnă credincios. El este loial. Da? El este mai credincios ca noi. El nu se schimbă cum ne schimbăm noi. El ceea ce a spus va face. Și ceea ce este va rămâne. Și El este credincios. Spuneți toți: credincios. Nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita, adică cu testul, cu examenul, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Binecuvântat să fie Domnul! Mulți cred că această călătorie creștină pe care o avem noi este de fapt o descriere a încercărilor și a necazurilor ei. Hai să fim serioși! Multe din cântările ce le-am cântat noi ăștia care suntem de ceva timp vorbesc despre necazuri și durere, nu-i așa? După ploaie și furtună va veni o zi mai bună și noi suferim, dar n-a mai plouat de sute de zile, dar e ok, cântăm după ploaie și furtună. Alții care au case vorbesc de colibe și așa mai departe. Deci noi ne-am învățat, chiar săptămâna asta vorbeam cu Nathan Burke, liderul ARFO Iași, Alianța România Fără Orfani, va veni duminica viitoare să ne vorbească despre ceea ce fac ei în Iași în luna care vine. Și el este american căsătorit cu o româncă. Zice că soția mea, când a ajuns în America și a experimentat ceea ce se întâmplă acolo, la un moment dat se uită la mine și îmi spune: eu până acum m-am închinat unui Dumnezeu comunist. Și am zis: wow, adică cum? Da, unui Dumnezeu care ne vrea pe toți la fel. Unui Dumnezeu răzbunător. Unui Dumnezeu comunist. Am zis: wow, asta e o revelație, extraordinar. Dumnezeul nostru, căruia i-am cântat, era un Dumnezeu care se uita la noi din cer și spunea: baftă, rezolvă singur. Ai o problemă? Foarte bine, rezolvă-ți problema. Pentru că plângeam și plângem o mulțime de lucruri care ne se întâmplă. E bine, descrierea vieții de creștin nu este despre necazuri, despre probleme, despre ce nu putem noi, ci din contra. Este despre Cel care a promis și ceea ce a promis se face. Este despre Cel care ne-a binecuvântat și ceea ce binecuvintează rămâne binecuvântat. Descrierea vieții de creștin este despre Cel care a creat toate lucrurile și nu poate să fie tras jos de creația Lui, ci este veșnic în cer și bunătatea Lui nu se schimbă niciodată. Și dragostea Lui pentru noi niciodată nu poate să fie modificată. Mulți dintre noi trăim ca și cum: dacă săptămâna asta am greșit și n-am citit cât trebuie, sau poate m-a luat gura puțin pe dinainte, am spus ce nu trebuie, gata. Dumnezeu a împachetat și s-a dus la unul mai interesant. Care citește, se roagă, e disciplinat. Eu nu merit, oricum. Dumnezeu, gata, m-a lăsat. Sau putem să fim tentați să credem că Dumnezeu este prea...
este prea implicat în Orientul Mijlociu acum. Are multe de rezolvat în Israel ca să împlinească profețiile. N-are el timp de banalul tău, îl strigi tu dimineața și crezi că el aude că te doare capul sau nu știu ce probleme ai tu cu maică ta acasă. No. Asta e o greșeală. Dumnezeul nostru este veșnic credincios. Dumnezeul nostru nu se schimbă cum ne schimbăm noi. El nu depinde de circumstanțele noastre. Ce bine că El ne iubește mai mult decât iubim noi pe El, nu? Ce bine că El își dorește o relație cu noi mai mult decât noi ne dorim o relație cu El. Ceea ce spune psalmistul aici este că nici una din aceste pericole, piatra, soarele, luna, niciuna din aceste pericole nu se va atinge de tine. Niciuna din lucrurile blestemate nu se vor atinge de tine dacă tu crezi și dacă tu înțelegi că El este Cel care îți poartă de grijă. Psalmistul nu spune că nu vom avea necazuri, ci spune că în mijlocul necazurilor Dumnezeu va fi împreună cu noi. Psalmistul nu spune că viața noastră pe pământ va fi doar o vacanță fără sfârșit, ci spune că în mijlocul necazurilor, în mijlocul problemelor, apărătorul nostru este cu noi. Așa că nu trebuie să ajungem niciodată la concluzia că Dumnezeu s-a plictisit de noi și a îndreptat atenția spre un creștin mai interesant, pentru că a devenit dezgustat de nesupunerea noastră și a hotărât să ne lase să ne descurcăm singuri pentru un timp. Și acum te descurci singur. Nu. Dumnezeul nostru este veșnic, imutabil, constant, în dragostea Lui și în purtarea Lui de grijă. De multe ori credem că dacă îl rugăm pe Dumnezeu să ne ajute într-un loc, într-un lucru mai mic, e ca și cum am rugat un chirurg de ăsta vestit să pună niște iod pe o rană. Nu, nu. Pentru Dumnezeu nu sunt lucruri prea mici. Dumnezeu vrea să fie în mod constant protectorul nostru. În mod constant cel care ne protejează. Fiți atenți, suntem într-un mare pericol de a avea două religii. Mă ascultați? Imediat mă apropii de final. Două religii. Da? Cea de duminică, asta glorioasă, când vii și lauzi pe Domnul și auzi de Dumnezeul Genezei, care a scos pe Israel, și auzi de Dumnezeul Noului Testament, care a înviat pe Lazar după 4 zile, nu? Și vorbești despre Apocalipsa și despre ceea ce va aduce Dumnezeu în viața pământului și în viața ta. Wow! Religia de duminică. Și apoi, pericolul cel mai mare e să ai și o religie de zi cu zi, în timpul săptămânii, nu? O lăsăm pe cea de duminică și o avem pe asta din timpul săptămânii, care vorbește despre banalitățile de zi cu zi, când ne mai luxăm picioarele, ne mai bate soarele în cap, o mai lăm raz la unii dintre noi și trebuie cineva să ne tragă de guler și folosim, în loc să folosim pe cea de duminică a Scripturii, Dumnezeu glorios, Cel care ne izbăvește și vrea să ne ajute, mergem la religia de zi cu zi. În mijlocul crizei ne uităm la talk show-uri, religia Netflix-ului. Ne descurcăm, încercăm să ne descurcăm noi cu propriile noastre remedii pentru lucruri foarte importante. Ei bine, Psalmul 121 ne spune că Dumnezeu este interesat și de glezna noastră. El nu va lăsa să se întâmple răul ăla. El va fi cu tine și te va păzi chiar și atunci când vei fi bolnav, pentru că Iisus este însoțitorul de călătorie. Cine se bucură aici că Iisus este cu el? Fii atent ce spune aici. Domnul te va păzi de tot ce este rău, El îți va păzi sufletul. Spuneți tot sufletul. Domnul te va păzi la plecare și la venire de acum și pentru totdeauna. Este despre suflet. Dacă ne-am uitat la apostoli, toți dintre ei, niciunul dintre ei de fapt nu este definiția succesului în societatea modernă. Cine e definiția succesului? Iacov, fiul lui Zebedei, fratele mai mare al lui Ioan, care trebuia să preia business-ul de pescuit de la Zebedei, de la taică-su, și acum a mers după nazarinianul ăsta care a dispărut și apoi a fost ucis cu sabia. El este definiția succesului? Nu. No. Nu în termenii moderni.
Pavel, care era cineva, îi se făceau plecăciuni și ajunge să uite în spate și să spună toate diplomele mele, tot ce am realizat până acum consider un gunoi față de câștigul nespus de mare să-L cunosc pe Hristos. Nici ăsta n-a fost un succes după societate și după ceea ce se promovează în zilele noastre. Ascultați-mă bine, însoțitorul nostru de Domn este Iisus. El este cel care ne călăuzește și ne binecuvintează, pentru că oile trebuie păstorite și minorii trebuie însoțiți. Când a venit sora mea mică în America, era minoră. A venit cu copii la binecuvântare acum, Georgiana. N-a putut să vină singură, a trebuit să aibă însoțitor de călătorie. Și a trebuit să o ia, să o ducă, să o pună pe loc și acolo în America să mă duc să o iau eu de acolo, de la aeroport, pentru că minorii trebuie însoțiți în călătorie și oile trebuie păscute. Nu spune că n-ai nevoie de însoțitor. Pentru că în mijlocul fericirilor, fericit este cel care este sărac cu Duhul. Adică fericit este cel care are nevoie de păstor, are nevoie de lider, are nevoie de ghid, de cel care din când în când se mai uită în viața lui și spune am nevoie de o călăuză. Pe aici n-am mai trecut. Admitere la facultate n-am mai dat. Copii adolescenți n-am mai avut. Pensionar n-am mai fost, sunt lucruri pe care nu le-am experimentat încă și am nevoie de un însoțitor de drum. E foarte interesant că atunci când ucenicii erau în jurul lui, aveau o singură întrebare în minte ăștia, știți care era? Care e mai mare în împărăția cerurilor? Care e primul ministru? Adică care e maharul, șef? Și Iisus folosește această întrebare tâmpă a lor și nu râdeți că asta e și întrebarea noastră, tot timpul care e ăla mai mare, da? Tot timpul care e ăla mai mare, care decide, care este... Folosește această întrebare a lor și cheamă un copilaș, vină încoace. Și-l arată și spune, uitați, dacă vreți să știți cine este cel mai mare în împărăție, adevărat, adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca un copilaș, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. What? Ca un copilaș? Adică cum? Copilașul are nevoie de, spuneți voi, însoțitor. Minorul are nevoie de ghid. Oricât de tare te crezi, ai nevoie de însoțitor. Este o smerenie pe care trebuie să o avem constant în inima noastră, care să ne spună, fără Dumnezeu nu suntem nimic. Cu înțelepciunea noastră, cu diplomele noastre, cu descurcăreala noastră, nu suntem nimic. Că dacă real Dumnezeu și-ar lua mâna de pe noi, vă spun ceva, am fugit toți la dealuri. Ne-am întorce din nou la gambling, la alcool, la pornografie, la toate lucrurile care sunt dealuri, ce te mint, ce te trag în jos, ce îți vând numai iluzii. Suntem ca niște copilași care au nevoie de un însoțitor. Și Psalmul 121 ne spune exact lucrul acesta. Pericolele sunt la tot pasul. Viața creștină nu este evadare într-o grădină a Edenului. Poate mulți am crezut asta și ne-a lovit realitatea în față. Majoritatea aici, mă uit peste voi, toți sunteți așa. De la realitatea care v-a lovit exact în față. Da? Încă am crezut că, mamă, o să fie extraordinar și deodată, gata, accident frontal. Ci viața creștină nu înseamnă că nu vei avea necazuri, probleme, stres, ci doar că în mijlocul lor Dumnezeu este cu tine. Singurul lucru pe care noi putem să-l facem, atenție mare,
nu putem controla pericolele care vin. Piatra care ne luxează piciorul, soarele care ne bate în cap, luna care ne ia mințile. Asta nu putem să controlăm nimic. Știți ce putem controla noi? Atitudinea noastră. Credința că Dumnezeu este protectorul vieții mele. Smerenia că am nevoie de un însoțitor. Oricât de tare sunt în ceea ce fac eu, oricât de bun cred că am ajuns în a rezolva anumite probleme, am nevoie de un ghid. Am nevoie de Iisus Hristos, Domnul, care astăzi este în mijlocul nostru prin cuvântul Lui și spune: am stat pe cruce pentru tine, ca să te ridic. Eu sunt păstorul cel bun care am lăsat cele 99 de oi și am venit astăzi pentru tine. Pentru tine. Pentru tine. Lista de botez s-a deschis pentru tine. Tu ești oaia aia pentru care a venit Iisus. Într-o zi s-a deschis și pentru mine. Într-o zi a venit și m-a luat și pe mine și tot cerul spune acum că Dumnezeu se bucură pentru oaia aceea pierdută. Oaia aia care trebuie să se pună pe listă, care trebuie să vină să facă primul pas, pasul pocăinței. Pentru noi ceilalți care l-am făcut, atenție mare. Dumnezeu nu ne-a promis niciodată, n-a semnat niciun contract cu noi că nu vom avea necazuri. De fapt, hai să spun ceva, călătoria vine la pachet cu suferința. Este parte din experiența umană. Este parte din ceea ce noi trebuie să devenim și nu suntem încă. Așa suntem formați. Țineți minte, poate cel mai greu verset din toată Scriptura, Evrei, da? Țineți minte, el a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Cine? Hristos. Păi dacă el a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit, noi, nu trebuie? Ba da, trebuie. Ce ne spune Psalmul 121 este că noi știm, chiar dacă în ciuda necazurilor, a problemelor, a ceea ce vine asupra noastră, noi știm că fiecare suflare pe care o avem, o avem datorită Harului Său. Știm că suntem ținuți de Dumnezeu, știm că suntem însoțiți de Dumnezeu, știm că suntem conduși de Dumnezeu și chiar când vin îndoielile și accidentele în viața noastră, în mod constant ne încredem în Cel care a spus că este călăuza noastră, însoțitorul nostru de călătorie. Binecuvântat să fie numele Său. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. În viața asta de credință, îmi place să spun că este ca mersul pe bicicletă. Nu cred că este aici cineva care nu știe să meargă pe bicicletă. Este? Ok. Rămâi la sfârșit. Trebuie să te consiliem puțin. Să ne rugăm pentru tine. Dar eu când am învățat să merg pe bicicletă, am fost cu taică meu la Gara Nicolina aici. Știți unde e Gara Nicolina? Pe atunci era o parcare goală de mașini. Acum e plină, n-ai loc nici să... Atunci era goală. Și eram un puști, mergeam pe bicicletă. Eram foarte entuziasmat că învăț să merg pe bicicletă. Dar taică meu mă ținea deșa. Și alerga cu mine cu bicicleta. Și eram, ce tare sunt, merg pe bicicletă. Hap! Și am început să pedalez, mai tare. Nu m-am întrebat, cum aleargă omul ăsta pe lângă mine? Am început să pedalez și când m-am trezit, m-am uitat în spate, taică-mi era departe și eu eram singur. Și m-am dus jos. Prima lecție. Dar am învățat să am încredere, pentru că am știut că El e tot timpul aici și mă ține. Fiți atenți. Creștinismul este la fel, mersul pe bicicletă. Dumnezeu Tatăl e tot timpul cu noi. Chiar și când ne dă drumul, doar pare că ne-a dat drumul, El este acolo cu noi. Orice buftai pe care l-ai luat, îl iei și îl vei mai lua. L-ai luat pentru că trebuie să înveți să mergi singur pe bicicletă și mai mult decât atât, să înveți și pe altul să meargă. Dar atenție mare, călătoria asta creștină este întotdeauna sub privirile lui Dumnezeu, cu protecția Lui, cu ajutorul Lui. Nu te voi lăsa, nu te voi părăsi. Asta este promisiunea Lui pentru noi. Orice atac demonic vine asupra ta, Dumnezeu spune, eu sunt mai puternic decât atât. Și astăzi mi-aș dori mult ca al doilea pas să-l facem împreună. Și în cântarea aceasta pe care o vom cânta, toate gândurile tale, tot stresul tău, să-l pui la piciorul crucii și să calci pe ele, să spui: Doamne, mi-e greu, nu înțeleg,
De ce s-a purtat tata așa cu mine în copilărie? Habar n-am. Nu înțeleg de ce se poartă șeful așa cu mine. Doamne, nu înțeleg de ce am problemele astea de sănătate. Doamne, eu am crezut că... Și fă din ele o treaptă pe care să pășești așa, să spui, Doamne, ți le dau ție, pentru că mă încred în tine. Doamne, ăsta e momentul când mă încred în tine. Tu ești Jehova Ire, cel care poartă de grijă. Și pe acest adevăr îmi voi zidi viața. Amin?